În luna mai 2020, Primăria Mireșumare a câștigat un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea grădiniței din Tulgheș. Valoarea totală a proiectului este de 1,81 milioane de lei, din care 62% este acoperit din fondurile europene. Este un câștig pentru administrația locală și pentru micuții din localitate, iar recent a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor. Deja început la lucru, este poate începe la lucru efectiv. Însă să nu bulversăm bunul mers al anului școlar, o să o lăsăm până către primăvară. Și atunci o să începem în partea de jos cu sala festivă. După ce terminăm pe la sala festivă, mutăm copiii în sala festivă și continuăm în vară construcția grădinițe și a școlii propriu zise. Și asta ca anul școlar 2021-2022 să înceapă cu alte condiții pentru micuți. La unitatea de învățământ se vor face și dotările necesare și va fi amenajat și parcul de joacă. Și nu este singura instituție de educație din comună la care se lucrează. Edilul afirmă că speră să fie finalizată iarna aceasta noua grădiniță din Mireșumare. Copiii se fac numai că din nefericire datorită faptului că nu s-a marșat pe limba engleză și școala a făcut mai puțin, au avut mai puține programe de interes pentru părinți. Foarte mulți părinți și-au dus copii în șoncuta sau i-au dus în Baia Mare. Grădinița din Mireșumare va avea două grupe.